Bate Steaua. Bate FCSB. Așa. Bate FCSB. Nu știu ce să zic. Nu, la scor nu te bate. Nu știu ce să zic. Bate FCSB. Nu contează și rezultatul din seara asta? Poftim? Nu contează și rezultatul. Păi nu, mă refer la meciul din seara asta. Da. Spun că bate FCSB. Astăzi. La sâmbătă nu știu. Dacă va juca Rapidul de aceeași manieră cum a făcut-o cu Farul, este foarte greu și pentru FCSB să câștige. Dorin, mergem și spre tine cu o părere despre ce urmează după acest meci pentru FCSB, un derby al orgoliilor din toate punctele de vedere cu Rapid. Va câștiga FCSB-ul în weekend. Ești dar ferm, ești ferm. Vreau să spun că totuși Rapidul a venit cu o perioadă agitată, grea. Și acum, în ultima etapă, ok, au băcut Farul, dar hai să fim realiști. Farul anul ăsta nu e ce, nu e nici pe departe ce a fost Farul acum tot sezon. Asta o vedem cu toții, cu ochiul liber și am văzut așa, sper să nu fie așa o bucurie prea mare din partea rapidistilor după jocul cu Farul, pentru că urmează multe alte meciuri în campionat și aici m-a surprins cu poate puțin prea bucuria asta, parcă prea excesivă a Rapidului, ținând cont că totuși au câștigat doar cu Farul. Într-adevăr, cu jocul bine, prima repriză și puțin foarte. Era normală bucuria după această umbră prin care au trecut. Gândește-te că este prima victorie a Rapidului în Giulești din acest sezon. Și se termină turul. Așa e. Așa e, doar că m-aș fi bucurat, dar poate puțin mai,